De teatru, Medea Marinescu, fără îndoială la Gold Morning. Și cu asta am spus multe. Maria Mirabela. Da, frumos. Da. Adică Medea Marinescu, Medea Marinescu este aici deja. Noi aici discutam despre meserii, când ne alegem momentul, când... Să știi că nu sunt cel mai bun exemplu în situația asta. De ce? Din potrivă. Că, știi, la mine cumva meseria m-a ales pe mine, adică la 5 ani. Ah, corect, asta așa a fost. Și cum e să meserie așa care cumva îți intră în sânge, nici nu te gândești ca la o meserie. De fapt, eu nu mă gândesc la actorie ca la o meserie. Dar tu ai venit în lumea asta și cu, sub un nume care cerea un tip de actorie. Adică nu poți să te cheme Medea și să nu devii actriță. Mi se părea împotriva firii. Da, și să fii ingineră, știi? Da, da, există. Doamna, adică inginer să Medea. Da. Mi-a zis un cronicar de teatru care nu mai e printre noi. A scris la un moment dat o cronică și asta mi-a plăcut foarte mult cum a spus. Că Medea e un nume care te obligă la un destin special. Și poate că așa e. Acum nu știu în ce măsură numele a influențat viața mea sau, eu știu, faptul că m-am născut într-o familie de cineaști sau mai altceva. Degrabă asta, pentru că probabil în lume sunt foarte mulți oameni cu nume mai deosebite, da, și care acum nu reflectă neapărat. Acum sunt foarte multe Medea, să știi. Și tu pe copiii tăi îi împingi spre un destin sau îi lași să-și construiască singuri destinul? Asta e cea mai mare prostie, să-ți împingi cumva. Eu așa vreau să fac. Sau, așa vrei să faci? Da. Sper să ai niște copii cu personalitate care să te pună la punct la 18 ani. Nu știi, care, sigur că trebuie să-ți duci copiii să-i îndrumi, adică nu îi lași cu cheia de gât, era pe vremurile, să-i cu cheia de gât și se descurcă în fața blocului. Ce-o ieși, o ieși. Nu asta, dar... Eu am văzut și părinți care își pun propriile ambiții și propriile frustrări sau propriile vise nerealizate. Exact. Dar uite-te către mine, copii. Că eu sunt ăla. Eu sunt ăla. Ce mi-am reușit eu să facă filmea? Dacă eu n-am fost în stare să fac, bari în tu, măi, Daria. Daria, apropo de Daria, îi spuneam și Medei, da? Că seamănă perfect cu Medea când juca în Maria Mirabela. Serios? Daria tu mea? Tu trebuie să faci și din eu seamănă cu mine, o paralelă. Da. Dar să le facem cunoștință. Seamănă cu mine? Nu! Cu cine ar fi fost bine? Seamănă da. Cu mine, cu Maria Mirabela. A mea are 3 ani. Băiatul are 7. 7 ani e mai bine. Băiatul trebuie să fie un pic mai trecut prin viață. Nu știu, Medea, ne mai ținem legătura oricum. Mai vorbim peste câțiva ani. Și o să ai un alt băiețel? Da, vine acum și al doilea băiețel. La sfârșitul iulie. Da, Luca va avea un frățior. Ai decis numele sau te mai gândești? Ne mai gândim. Avem câteva variante. Uh-huh. Ne mai gândim. Pe ce merge? Uite, Radu, să știi că e un nume funcțional. Deci am văzut mulți Radu care au funcționat în viață. Ce scuze că deranjez. Zici tu, Mihai, zici tu că și Mihai da? E bun. Nu, Mihai. Nu, și Radu e bun, nu, e bun. De ce vrei să mă cer cu nebun? Nu. Auzi, dacă e apropo de asta, dar mai joci un dineu cu proști? Aseară am avut spectacol, da. Și apropo de ce, n-am înțeles asta, da. Apropo de sarcini. Glumele Gianinei, nu te-ai să pune la suflet. Nu, vedeam ceva pe internet. Aceste cuvinte ne doare. Mă gândesc că tu joci cu Horațiu Mănăile, joci cu Florin Piersic, actori mari, ei joacă la rândul lor cu tine, actriță mare. Și acum se pune problema, cine vine din urmă? Știi, asta a fost o discuție, că există un conflict între tânăra generație și vechea generație și mie mi se pare un conflict fals și chiar m-am enervat de câteva ori. Sigur că au existat voci care, din punctul meu de vedere, nu există un conflict, pentru că eu am lucrat de când am intrat în teatru, de exemplu, cu Radu Beligan, da, o imensă personalitate, uriașă. Și mie nu mi s-a părut că mă trata altfel decât o trata pe o mare actriță care era Carmen Stănescu. Adică nu mi s-a părut că a făcut o diferență. Dar e adevărat că au existat voci, anumiți actori care au spus, după noi este un vid de talent. Și mi s-a părut extrem de nedrept, injust și fals ceea ce spun acești oameni. De ce? Pentru că eu, de exemplu, am jucat foarte mult la Godot și încă mai joc și la Metropolis acum, cu oameni foarte tineri. Lia Bugnar are talentul ăsta de a face spectacole cu oameni din generația ei, cum sunt eu, cum e Marius Manole, și cu oameni, copii foarte tineri, de pe băncile facultății. Da. Și descoperă și crește. Sunt oameni extrem de talentați. Problema care e? Problema e că, asemenea unui alergător de cursă lungă, ei nu-și găsesc o pistă. Am întâlnit acum vreo 2 ani cu un coleg de generație. Eu cam sufeream, am spus, când am terminat de atâția ani facultatea și colegii mei de generație nu m-au chemat să joc la ei. Adică mi se părea foarte ciudat. Și...
Adică jucasești la Gopo, jucasești... Da, am jucat după aia la Stere Gulea, o altă generație, da? Un mare regizor, dar dintr-o altă generație, care m-a acreditat colegii? Chiar într-un rol de compoziție, și colegii nu. Și m-am întâlnit cu Nap Toader, care mi-a fost coleg de ani, deci el va sărbători 20 de ani de la terminarea facultății anul ăsta. Și m-a chemat să fac un rol de doctor într-un film care se cheamă 03 Bypass. Și e povestea a trei ambulanțieri, Gabi Spahiu, alt coleg de-al meu de an, Alex Potocean și cu mine, trei prieteni, colegi de pe ambulanță. Cam fiecare noapte rezolvă cazuri. S-a filmat ceva mai de mult. Gata, mi-amintesc că m-am întâlnit cu Gabi Spahiu și s-a tot întârziat filmul și l-am tot așteptat. N-am făcut și practică pe ambulanță. A, da? Da. Ați mers la cazuri? Am mers. Am avut mari frici. Păi eu așa v-aș eu dacă văd o injecție leșină. Și tocmai tu joci rolul. Da, și vreau să zic că am învățat să fac intubări. Am avut un medic care ne-a învățat. Să știți că în film nu se vede nimic. Eu am muncit o lună de zile ca să învăț să fac o intubare în, nu mai știu exact, în 20 ceva de secunde. Îți dai seama ce emoții au avut pacienții când te-au văzut? Da, vreau să zic că mulți nu se prindeau. Vreau să exemplifici. Pera. Nu, haide pe Maria, uite, avem aici. Dar să zic că am mai și uitat între timp. Nu, am făcut pe manechine, oricum am făcut. O intubare la Radu, mă rog. Da. Nu par deja, destul de intubat. Nu e nevoie. Nu e nevoie, Medea. Și plus că te crede, mai credibilitate de actriță. Nu trebuie neapărat să demonstrezi. Da, ai făcut deja filmul?